Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și în această seară la emisiunea Panoramic vom discuta pe teme administrative cu domnul primar al comunei Gorjene, Fărcășești, Constantin Drăgoescu. Bun găsit, domnule, bun venit, domnule primar! Mulțumesc pentru invitație și vreau să aduc la cunoștință cetățenilor din Comuna Fărcășești că în Comuna Fărcășești, de când a venit primar de 3 ani din 2016, chiar s-a făcut treabă în Comuna Fărcășești, deoarece am fost... Sunteți puțin supărat, vă simt. Puțin supărat. Prin presă s-a vehiculat că nu am făcut și n-am realizat nimic în Comuna Fărcășești. Ăsta este motivul, dragi telespectatori, în special pentru care domnul primar a acceptat invitația, pentru că eu l-am mai invitat la emisiune la ENSA TV, a spus am treabă, vreau să vorbim când vom avea realizări. Între timp au apărut informații în presă că n-are realizări, că nu prea face mare lucru acolo la primărie și atunci s-a enervat domnul primar și... ajungând eu în zonă, zice, da, de data asta o să accept invitația, pentru că vreau să răspund într-un fel, nu celor care spun că n-am făcut nimic. Da, de acord cu dumneavoastră și vreau să încep din anul 2016, când am venit la primăria Fărcășești, în vară, primul proiect și prima lucrare, am finalizat lucrările la Liceul Roșia Jiu. Tot așa aveam grădinița care era finalizată și nu era deschisă deoarece nu aveam căldură. Am cumpărat în 2016 o centrală, am racordat-o la căldură. Liceul Roșia Jiu, prima lucrare care am făcut-o de a moderniza Liceul Roșia Jiu, am rectificat bugetul local, deoarece eu când am venit era bugetul și lista de investiții era deja... era la jumătatea anului când am venit în 2016. Da, normal, sunteți la primul mandat și a trebuit să luați din mers tot ce ați găsit și să începeți activitatea dumneavoastră, să continuați cele care erau începute și automat să luați măsurile pe termen scurt ca să puteți să începeți activitatea și să vă puneți în îndeplinire proiectele pe care le-ați avut când ați venit la primărie. Da, le-am continuat în 2016, vă dați seama că bugetul era deja cheltuit pe anul 2016. În anul 2017 a fost primul an care eu și cu consilierii locali din Comuna Fărcășești, care avem majoritatea în Consiliul Local, ne-am hotărât și am început treaba în Comuna Fărcășești pe anul 2017. Pot să vă zic, prima dată am modernizat iluminatul public deoarece aveam cerințe de la cetățeni din Comuna Fărcășești că erau probleme cu iluminatul public, l-am modernizat, am făcut o investiție iluminatul public pe LED-uri și o lucrare foarte bună în Comuna Fărgășești. Tot în 2017, după câte știu, acum chiar aveți rezultate ale accesării fondurilor europene. În 2017 ați început să scrieți proiecte sau deja ați început să fructificați? În 2017 am depus solicitări pe PNDL, deci am depus 3 solicitări unde ni s-a aprobat o școală primară în satul Rogojelu. Am, nouă? Da, reabilitare, școală, școală în satul Rogojelu. Deja avem... licitația făcută, avem constructorul lucrează la școala Rogojelu. Într-adevăr, iar după câte știu, Comuna Fărcășești are un buget destul de generos față de alte localități, alte comune ale județului și sunt convinsă că ați făcut lucrări și din bugetul local. Deci ce ați planificat și ce ați realizat în 2017 din bugetul local? Ce investiții? Da, deci tot ce am realizat în Comuna Fărcășești este pe buget local. Din bugetul local, în satul Valea cu Apa, am
reabilitat drumul, am bituminat drumul din satul Valea cu apa, în satul Peșteana de Jos, la fel, un kilometru de drum pe ulița Călugărem am bituminat-o, în satul Valea cu apa am realizat, am construit șanțurile în zona Condescu-Coroboianu, în satul Peșteana de Jos în anul 2017, în zona Catan-Popescu, la fel am dalat șanțurile pe o porțiune de un kilometru, unde era o zonă care se inunda acolo. În anul 2017 am reabilitat terenul sintetic de la școala Victor Popescu, am schimbat covorul sintetic și am gardul l-am reparat. Deci pe 2017 chiar s-au făcut lucrări. În anul 2018 am continuat lucrările. În satul Roșia Jiu am bituminat 1,8 km în anul 2018, iar în anul 2019 în bugetul local avem prins și deja lucrăm la proiectare. Sper ca în luna iunie să scoatem la licitație, mai avem 2,2 km și sper ca până la sfârșitul lunii septembrie să avem bituminat tot satul Roșia Rogojel. Sunt lucrări, dar sunt și multe localități, multe sate ale comunei. Cum reușiți să le împăcați pe toate? Câte sate are comuna Fărcășești? Comuna Fărcășești are 7 sate. Noi suntem, cam avem comuna împărțită în două, deoarece de lucrările miniere, comuna Fărcășești este împărțită în două. Și de-aia vreau să aduc la cunoștință cetățenilor că în satul Roșia Jiu mai avem o porțiune de șans care vrem să-l dalăm din zona Chiriac până la Pordescu, la gospodăria Pordescu. Mai avem în satul Timișeni, avem satul Timișeni care este afectat de lucrările miniere și m-am hotărât cu Consiliul Local să am prins în bugetul 2019 reparații, să reparăm drumul comunal Timișeni. Mai avem în satul Fărcășești, prins în bugetul local pe 2019, în satul Fărcășești, Mojneni, 1 km, tot așa șanțuri dalate în zona Neion Brădescu până la gospodăria Velican. În satul Fărcășești am prins în bugetul local un drum sătesc în satul Fărcășești, ulița Broștenița este singura uliță din comuna Fărcășești care este neasfaltată și am prins în bugetul local. Lucrăm la 2019, da, lucrăm la proiectare, sper în luna iunie să aprobăm devizul și proiectul, în luna august să putem lucra. Este o zonă unde este o vale care este apă. Avem un subiect important la Fărcășești și legat de fondul funciar, dar aș vrea să terminăm cu investițiile, să lăsăm la urmă, pentru că pentru fondul funciar am putea vorbi o săptămână. Așa că îl vom lăsa la urmă. Vreau să terminăm cu investițiile și știu că am fost atunci la fața locului când am ajuns la dumneavoastră în localitate și ne-am hotărât să facem această emisiune și la două biserici, una care a fost reabilitată, să zicem, chiar înainte de Paște și cea de-a doua care are nevoie de reabilitare. În general despre culte. Da, în ce general, în general în că satul, da, sunt multe biserici. Noi avem în satul Valea cu Apa, unde am și fost acolo cu dumneavoastră, biserica din satul Valea cu Apa, înainte de sărbătorile pascale, am reparat-o și vopsit și am aranjat acolo la biserica din Valea cu Apa. Niște lucrări, chiar a ieșit ceva frumos. Mai ales că am și văzut imaginile și vor vedea și telespectatorii cum arăta înainte de reabilitare. Deci tabla ruginită, lemnul e destul de bine, dacă nu-l întreții,
nu-l întreții cu materialele necesare, nu rezistă în timp. Da, da, a ieșit o lucrare foarte, a ieșit chiar frumos. În satul Zătrean am prins în bugetul local, vreau să reabilităm biserica din satul Zătreana, este o biserică care se află într-o stare avansată de degradare și era necesară reabilitarea bisericii din satul Zătreana. Și ați prins în bugetul pe anul ăsta? Sau? Da, am prins în bugetul local pe anul 2019, sau deja proiectarea este finalizată, doar luna, cred că luna iunie e scoasă la licitație și sperăm să apucăm, să ne apucăm cât mai repede de lucrările la biserica din satul Zătreana. Am văzut că sunt și zidurile crăpate, deci e nevoie de lucrări mai aprofundate, nu doar în, știu eu, vopsit sau... Da, în proiectare am văzut proiectarea... Da, avem consolidare, avem subzidire la biserică, este o lucrare foarte amplă și foarte... Deci noi în caietul de sarcini o să cerem constructorului cine a mai realizat lucrării exact cum similare, avem, similare la biserici. E subzidire, să intre sub biserică, să... suspendă, deci este o lucrare mare. E o biserică mare. De zid, nu? Da, este o biserică, da, din cărămidă și deci trebuie neapărat reabilitată. În primul rând să fie specialiști ca să nu facă greșeli, este declarată monument istoric? Nu, biserica din Zătreana nu. Nu, dar totuși asemenea lucrări e nevoie de specialiști și de firme cu experiență. Iar când se fac licitațiile, într-adevăr trebuie să aveți mare grijă ca să nu vină orice firmă să se apuce să sape sub biserică. Da. Ce fonduri europene aveți anul acesta în vedere și cam ce lucrări s-au făcut? Ați început cu 2017, ce lucrări ați făcut pe fonduri europene? Cam câte proiecte aveți în momentul de față accesate de la început și până în prezent? Care lucrări sunt executate și care urmează? Da, pot să aduc la cunoștință că în 2016, când am venit eu, deci n-am găsit niciun proiect depus sau măcar o solicitare depusă pe fonduri europene. Am reușit și am achiziționat un utilaj, un tractor pe fonduri europene. Deja la zorii noastre l-avem în curtea primării. A venit acum de curând, nu? De curând, da. M-am și mirat când l-am văzut, zic, frate, dar cei cu lama, cei cu... are și acele accesorii, da, pentru am, zăpadă, zic, bă, dar nu vine iarna. Ce face primăria asta? Da, pe fonduri europene, da, te-am înțeles, suntem a doua comună în județul Gorj care am achiziționat pe fonduri europene un utilaj. Utilajul respectiv avem lamă de zăpadă, care o să o folosim la iarnă, avem sărărițe, o sărăriță care tot la fel o să o folosim, are o cositoare care chiar ne încântă, am și făcut probă și deci este nevoie de cositoarea aia care resturi vegetale și iarbă și cum este să anunță acum anul ăsta ploios, vă dați seama că chiar aveam nevoie de o cositoare cu tocătoare cu tot. E vorba de o cositoare pentru toaletarea marginilor drumurilor, nu? Și inclusiv arborii care da, cresc da, deasupra și, drumului. Ca și cosit iarbă și toaletat iar ăsta mărăcin și ce mai pe marginea drumului, pe satele sau pe uliță, să zicem mai corect. Da, aș vrea să vă întreb cine are obligația să întrețină zona dintre drum și gardul omului. Toată va aparține dumneavoastră, bineînțeles, depinde și al cui e drumul. Da. Bănuiesc că dumneavoastră vă adresați acum legat de drumurile comunale, nu? Da, avem și drumuri comunale în Comuna Fărgășești și avem și drumul județean. Normal, este domeniul public, dar știți cum este... E în curtea dumneavoastră. Da, noi trebuie primăria, tot ce se întâmplă în Comuna Fărgășești, primarul. Deci primarul și... Da, e normal. Întotdeauna când intri într-o localitate, da. Și gropile, dacă sunt, tot pe primar în jur. Nu știi că sunt gropile Consiliului Județean sau ale primăriei. Da. Că nu ești atent dacă ești pe drum județean sau comunal. Ce vreau să mi-aduc la cunoștință, am depus o solicitare pe fonduri europene, pe fondul de mediu, vreau să
realizăm canalizarea în comuna Fărcășești. De nu ajal... există în momentul ăsta deloc? Nu există canalizare în comuna Fărcășești și lucrăm la studiul de fezabilitate. Am făcut contract cu o firmă de la București să realizăm studiul de fezabilitate în comuna Fărcășești pentru canalizare și apă potabilă. Acea firmă din București, când am încheiat contractul, chiar am vrut să trecem în contract, să specificăm în contract, le vom plăti studiul de fezabilitate din bugetul local când avem investiții aprobate la minister. Dar ei sunt răspunzători și de proiect sau numai studiul fac ei? Ei s-au angajat că fac studii de fezabilitate și ne aprobă la București. Adică se ocupă și de dosar. Și de dosar, da. Am înțeles. Se ocupă și de dosar și... Și dacă nu-l câștigă, nu ia banii. Nu ia banii, nu le plătim studiul de fezabilitate. Și au fost de acord, au venit, au și lucrat, au făcut ridicările, deci chiar sperăm să finalizăm studiul și să depunem la București proiectul. Da, spuneați că e vorba de proiectul de canalizare, după care ați amintit și de rețeaua de apă. Există apă la rețea în Fărcășești sau se face și asta de la zero? Nu, există sistem de apă în comuna Fărcășești. Avem două sisteme, unul în satul Roșia, Jiu și Rogojelu și avem un sistem în Fărcășești, Valea cu Apa și Peșteana de Jos. Avem rețea de apă, avem foraje ale noastre, deci avem sistem de apă. Și atunci, la sistemul de canalizare, ce anume faceți la rețeaua de apă? Sau nu? Noi am prins în studiul de fezabilitate și în proiectul ăsta pentru canalizare și apă potabilă, deoarece noi în comuna Fărcășești nu avem apă potabilă și vrem să o potabilizăm. Este apă industrială? Apă industrială, da, avem apă industrială și vrem să o potabilizăm. Avem deja două stații, dar vrem să mai cumpărăm stații de tratare a apei. Sper că la anul în bugetul local din 2020 să prindem în bugetul local, am făcut un calcul așa, ne trebuie 4 stații de tratare a apei și eu sper că vedem ori în bugetul local, ori pe fonduri europene. Am înțeles. Alte proiecte europene? Ce mai avem de... Am auzit că aveți multe, multe, multe. Da, am depus solicitări la București. Acum, ce mai avem iar la CNI? Am depus două solicitări. Sunt fonduri guvernamentale. Da, guvernamentale. Pe CNI am depus o sală de sport și o sală de sport la școala Victor Popescu, iar la Căminul Cultural am prins reabilitare cămin cultural din satul Peștena Jos la Vultur. De câte am înțeles săptămâna asta, ni s-au aprobat pe lista de sinteză. Și acum sperăm să reușim și pe CNI să rezolvăm. Comuna Fărcășești, suntem singura comună din zonă care nu avem sală de sport. Nu aveți nici apă potabilă, nu aveți nici canalizare, adică aveți apă, dar nu-i potabilă. Iată că aveți destule, aveți treabă. Dar, este treabă, dar știți cum este, cetățenii, domnule, gata, veni în primar, într-un an de zile se rezolvă. Nu se poate, numai în timp și cu răbdare se pot rezolva aceste probleme. Dacă te apuci de ele. Păi, sigur, deci ne apucăm de dacă aia. Dacă nu te apuci? Nu, deci sigur ne apucăm și trebuie rezolvate. Într-adevăr. Și acum aș vrea să ne îndreptăm spre problemele fondului funciar, pentru că sunt multe și în Fărcășești chiar am întâlnit de-a lungul anilor mulți cetățeni nemulțumiți, au existat și dosare penale legate de modul cum s-au făcut retrocedările înainte cu ani în urmă și aș vrea să vă întreb în momentul de față, după, iată, 2016, 2017, 2018, suntem în 2019, deja al treilea an de mandat se încheie al dumneavoastră și aș vrea să vă întreb cum ați intrat în problema asta să o rezolvați, adică când ați venit, ce ați găsit și probleme care s-au adunat de-a lungul a peste 20 de ani, de ce? Pentru că, în primul rând, pe lângă modul în care s-a lucrat, nu pot să-l comentez, în primul rând, din cauza faptului că legislația în ceea ce privește retrocedarea terenurilor agricole și pădurilor a fost mereu în schimbare și a început prost.
Adică întâi s-au dat pădurile, de exemplu, în corpuri comune, în trupuri comune, cum se spunea, și că suprafețe mai mici, până la 10 hectare, după câte știu, pentru început. Dumneavoastră sunteți da. Și personal silvic, da. Ați venit din silvicultură, știți foarte bine cu ce se mănâncă, după care zice, mergem pe vechiul amplasament. Da. Am schimbat unitatea de măsură, hai să o luăm de la cap. Da, vreau să aduc la cunoștință, în 2016 când am venit, am găsit pe legea fondului funciar, am găsit undeva la 100 și ceva de procese care erau pe legea fondului funciar. La momentul acesta... Și titluri cam cât la sută erau eliberate? Erau foarte puține. Vă pot da... 20%, 30%? Nu, nu. Undeva 10-15%. Deci așa da, puțin. Foarte puțin. Când am venit pe legea fondului funciar, am găsit foarte multe hotărâri judecătorești nepuse în aplicare. Și vă pot spune că de când am venit în 3 ani de zile, chiar m-am implicat în legea fondului funciar. Pot să vă spun că în 3 ani de zile mă apropii de 300 de titluri de proprietate date la oamenii și avem și lucrăm în continuare. Am făcut contract cu o firmă de cadastru care ne ajută și chiar sunt foarte mulțumit de această activitate. De activitate, da. Și depunem săptămânal, să nu zic, depunem câte 7-8-10 dosare în fiecare săptămână la OCPI pentru eliberarea titlului de proprietate. Deci la legea fondului funciar chiar sunt probleme în comuna Fărgășești, deoarece pe raza comunii, exact cum am mai vorbit, se află lucrările miniere. Toți oamenii au fost afectați de lucrările miniere și oamenii și-au vrut să-și ia titlul de proprietate și, bine, să-și ia documente pe terenul care le au. Iar cu pădurea, cum a zis și dumneavoastră, eu venind din Silvic, am găsit foarte multe probleme, deoarece nici legea 18, care a fost în 96, n-a fost pusă în aplicare în comuna Fărgășești. Acum deja lucrăm, am luat-o pe sate, avem legea 18, pe legea 18 din 96, da. Deci nu... Da, pe 96, da. Pe urmă a fost legea 1 pe 2000, care aceea s-a dat până la 10 hectare, dar prea puțin, 247-le, deci lucrăm. Eu am reușit până acum, am dat titlul de proprietate la pădure undeva la 800 de hectare. Am dat titlul de proprietate la pădure și lucrăm și vreau până... Deci cât am mandatul ăsta vreau să pun în posesie, chiar să mă implic la pădure, că știu și cunosc zona acolo la noi. Problema este tot cu deoarece cetățenii nu au documente. Să merge pe autor, pe cine a fost validat, sunt validări pe agricol, pe validări pe pășune, pădurea este prinsă în regim silvic și vă dați seama, a fost validat pășune și acum în teren este pădure. Este mult de lucru, dar nu mi-e frică și vreau să rezolvăm problemele. Dar cum se procedează, tehnic vorbind, în momentul în care s-a extins pădurea și a cuprins zona de pășune, de ce se întâmplă? Să explicăm și cetățenilor și poate altor primari care au mai puține cunoștințe legate de regimul silvic. Cum se procedează? Ce acte se fac? Deci prima dată trebuie să plecăm de la validare. Luăm pe autor, vedem ce validare are pe pădure sau pe pășune. Iar dacă s-a... Dar validarea cine o face? Validarea s-a făcut de la prefectură. Deci s-a făcut din anii, deci când pe fiecare lege s-a făcut validări. Și trebuie schimbat categoria de folosință. Categoria de folosință se schimbă numai în instanță. De asta sunt probleme cu schimbarea categoriei de folosință. Avem un UA, de exemplu, avem un UA care este tot cu pășune, o unitate amenajistică care este pădure, o suprafață identificată, da, care este trecută la Ocul Silvic Peșteana, care este pădure, iar la noi în documente este trecută toată pășune. Deci acolo trebuie să schimbăm categoria de folosință din pășune în pădure. Și atunci putem să o punem în posesie la cetățeni. Cetățenii nu înțeleg problema asta. Domnule, eu am pădure, aici avem pădure, sunt salcâmi,
trebuie să-mi dați. Da, de acord, deci nu se pune problema, ajutăm, dar trebuie schimbată categoria de folosință și asta numai în instanță. E foarte dificil pentru că omul știe unde a avut locul, practic, terenul. Da. Are anumite limite, știe că de la, știu eu, podul cu tare, până între apa cu tare, podul cu tare și vecinul cu tare care are gard acolo. Da, el știe suprafața. Da, oamenii știu suprafața. Problema sunt că și cetățenii mai au, deci nu s-au făcut, vreau să zic, nu s-au făcut taxe de succesiune, încă mai sunt probleme cu documentele, deci noi sunt validați autorii, vine moștenitorul, nu au făcut taxe de succesiune și chiar sunt probleme. Nu știți câți moștenitori sunt, da, și nu putem să mergem pe vorbe? Da, nu putem, noi trebuie pe documente, deci mergem conform legii. Într-adevăr, după câte știu, în momentul de față e nevoie și de cadastru pentru a se face un dosar... pentru, e vorba de acel cadastru general, știu că s-a blocat la un moment dat toate retrocedările pentru că după ce s-au tot dat terenuri cu martori, cu știu eu, direct pe adeverințe, s-au și vândut pe adeverințe, acum, în momentul ăsta, nu se mai fac vânzări fără cadastru, nu se mai face un dosar până nu se face cadastru. Și există acel cadastru general care trebuie să se suprapună perfect acel cadastru electronic, plus faptul că se spunea și în unele localități a funcționat acea cadastrare gratuită. La dumneavoastră în ce stadiu sunteți? Avem și noi contract cu o firmă de cadastru, deci se lucrează și la noi. Au venit acea firmă și au măsurat terenuri, au rămas să identificăm noi proprietarii, să continuăm lucrarea. Sperăm să reușim. Și aveți noi, da, suprafețe, adică proprietăți suprapuse în Fărcășești? Da, sunt și la noi. Nu, sunt proprietăți, nu vă pot să vă spun exact așa câte suprapuneri sunt, dar sunt pentru că, vă dați seama, înainte s-au eliberat procese și adeverințe de proprietate unde mergeau și negociau cu mina și vindeau, se vindea pe proces verbal și adeverință, iar acum, exact cum a zis noastră, nu se mai face nicio vânzare fără titlul de proprietate. Și cadastru. Deci sunt probleme, iar cu firma de cadastru, cu cadastru general ăsta gratuit, noi pe Stravilan am prins în comuna Fărcășești, avem vreo 7-8 sectoare care le-am prins pentru cadastru gratuit. 7-8 sectoare cât reprezintă din suprafața comunei? Nu faceți toată comuna? Nu, deocamdată facem pe sectoare, pe Stravilană, exact ce am prins noi. Facem în jur de, deci, în proporție de vreo 50%. Dar probabil că intravilanul cam e cadastrat, mă gândesc, nu? Este, intravilanul este cadastrat, dar nu este tot. Problema este că noi suntem și afectați de lucrările minere și vă dați seama, s-a haldat sau, deci omul nu prea mai știe exact unde are terenul, cum are, vă dați seama și exact ce am și zis până acum, sunt probleme cu documentele. Păi, spuneți că s-a haldat, adică au acoperit terenurile oamenilor fără să le cumpere? Cei de la minerit? Da. Sunt cazuri? Da, sunt cazuri. Avem în zona acolo, în zona Fărcășești, unde s-a haldat după timpul lui Ceaușescu. Și da, și vă dați seama că terenul este... Puțin abuziv. Da, da. Atunci să prin decret, bine, cum să făcea înainte. Bine, pe vremea aia oamenii nu erau încă proprietari. Adică li se luaseră terenurile și acum vorbim de retrocedare în condițiile în care terenul e sub haldă. Practic. Da, da, da. Și vă dați seama, s-a luat pe timpul lui Ceaușescu și noi acum trebuie să rezolvăm problemele. Păi și cum procedați cu cei care bănuiesc că ar trebui desfăgubiți, nu? Nu, acum vă dați seama că vin pe vechiul amplasament și acum deci sunt puși în posesie pe haldă unde au fost acolo. Da, da. Și ce fac? Că sunt halde care sunt încă în lucru, sunt halde care sunt în faza de reamenajare. Ce să facă cu bucata aia de haldă? Da, sunt, dar alea care sunt în amenajare nu sunt preluate de noi. Deci mai avem, sunt suprafețe de teren care sunt ale mineritului și nu sunt predate către primărie. Urmează în timp să le preluăm și să le predăm, să punem în posesie la cetățeni. Sunt probleme pe legea fondului funciar, chiar sunt probleme. Și cu
și terenul arabil, vă dați seama, sunt suprapuneri, sunt probleme, s-au eliberat documente înainte, nu s-au dus cetățenii cu adeverințele și cu adeverințele și cu procesele verbale pentru a face titlul de proprietate și a intra în posesia titlului de proprietate să poți să ducă să vândă și vă dați seama, sunt probleme. Sunt probleme și au fost și mai mari înainte de a se face vânzarea cu cadastru, cred. Dar acel cadastru, spuneați că se face gratuit, într-adevăr? Da, da. Deci mergeți pe varianta de cadastru gratuit. Da, ce da. Trebuie să facă oamenii ca să beneficieze de el? Oamenii trebuie să vină cu documente, să dovedească că au... Știu? Da, i-am anunțat. Că au gratuitate pentru da, asta? Da, am anunțat cetățenii, i-am chemat în... A fost o săptămână când a venit... acea firmă pentru a măsura și i-am anunțat, i-am chemat, trebuie să ajutăm cu documente și cetățenii și noi la primărie, să punem la dispoziție toate documentele care le avem pentru a realiza. Pentru că spuneați, adineauri, că sunt multe cazuri în care nici măcar nu s-a dezbătut taxa de succesiune în familie și practic nu știți cu cine să discutați legat de terenuri și de în primul rând de cadastrare, să zicem, sau de retrocedare și vreau să vă spun că eu cunosc cazuri în județul Vâlcea, terenuri care sunt departe de localitățile unde se găsesc locuri de muncă, sate îmbătrânite, sate nu neapărat părăsite, dar unde terenurile sunt, nu se mai construiește, tineretul s-a retras către zonele urbane și acolo au rămas bătrânii și terenurile goale care nu mai valorează mare lucru pentru că dacă nu există aflux de populație și întinerirea populației, nu se construiește sau se construiește foarte puțin, scad prețurile și ajungi la concluzia că dacă te trezești cu o moștenire, mă rog, că din păcate a decedat părintele, bunicul sau ceva și vrei să încerci să faci taxa de succesiune, constați că nu merită să cheltuiești pentru taxa de succesiune pentru că terenurile nu valorează, iar tu nu te duci până acolo să le lucrezi. Iar ele nici ca să le vinzi nu valorează mare lucru. Da, la noi în zonă, în comuna Fărcășești, probleme sunt și sunt în zona asta de expropiere, unde se expropiază terenul de către CEO. Acolo avem cele mai mari probleme, că vă dați seama, fiecare cetățean este interesat să-și ia proprietatea și mai ales în zonă dacă este afectat de lucrările miniere. În comuna Fărcășești pot să vă zic că suntem și afectați, dar suntem și, cum să vă zic, majoritatea din cetățenii din comuna Fărcășești lucrează la CEO și vă pot spune că avem, chiar sunt în comuna Fărcășești oameni care lucrează la CEO și locuiesc în comună, da. Pentru că e foarte aproape, Fărcășești da. E chiar lângă, între două cariere. Adică, bine, Peșteana nu mai funcționează, vorbim de Roșia. Da, Roșia și Timișeniu. La Timișeni, da, la Pinoasa, acolo de suntem afectați și satul Timișeni este afectat în proporție de 70-80% de lucrările miniere din zona. Și va fi tot acoperit de lucrări? Nu, din câte am înțeles, unde sunt locuințele în satul Timișeni, nu se mai expropiază în satul Timișeni. E păcat acolo că mai sunt undeva la 120-130 de locuințe. Sunt bătrâni din satul Timișeni care chiar sunt afectați și s-a distrus și drumul și stau în condiții în praf, deci sunt afectați de lucrurile miniere. După cum spuneam, despre fondul funciar se poate vorbi la infinit, așa că o să întrerupem subiectul ăsta și poate o să-l reluăm cu o altă ocazie, pentru că mai sunt doar 10 minute din emisiune. Aș vrea să vă întreb... În rest, ce mai sunt? De exemplu, școlile, în ce stadiu sunt lucrările? Da, în comuna Fărgășești noi avem liceul de la Roșia Jiu, avem școala de la Victor Popescu, școlile le avem, sunt în stare foarte bună, le avem modernizate. Doamna directoare, am hotărât cu dumneai și în fiecare an modernizăm câte o sală de clasă, cumpără dumneai birotică, scaune, mese, tot ce este
necesară pentru școli. Sunt autorizate toate? Da, avem toate școlile, deci vă pot spune că toate școlile deci le avem. Deci aveți apă curentă la ele? Da, avem, le avem autorizate, am reușit și am luat autorizație la școlile din comuna Fărcășești. Avem trei grădinițe care la fel sunt modernizate și sunt chiar bine, deci ne putem spune că suntem o comună care avem în jur de 600 de elevi în comuna Fărcășești. La liceul Roșia Jiu sunt undeva la 400 și ceva, iar la școala Victor Popescu din satul Valea Coapa avem undeva la 200 de elevi. Da, tocmai pentru faptul că sunteți lângă Rovinari, lângă oraș, aveți și administrația, adică, na, oraș lângă dumneavoastră, lângă termocentrală, lângă Roșia, deși probabil tocmai pentru faptul că oamenii sunt aproape de zonele unde lucrează, n-au plecat către orașe, într-adevăr. Și ăsta e un lucru bun pentru că multe dintre comune, după cum spuneam, și în alte județe, dar și la noi în Gorj, sunt mai puțin fericite, chiar se desfințează școli. La dumneavoastră nu sunt cazuri, nu? Am avut și noi în satul Peșteana de Jos o școală care s-a închis deoarece în comun avem 3 microbuze, avem 2 microbuze școlare și un microbuz al primăriei, cumpărat de primărie și avem microbuze școlare. O școală, n-au mai fost elevi în satul Peșteana de Jos și avem microbuzele, îi ducem la centru. Cei care au rămas. Da, care nu au rămas. Nu se completau clasele. Da, nu se completau clasele și îi ducem la școala din Victor Popescu și la liceul Roșia Jiu. Și tot vorbeam de gropile ale cui sunt. Aveți în lungul comunei, de la un cap la altul, un drum județean care e dalat cu dale de beton, după câte știu. Probabil că s-a construit așa pentru că e multă activitate minieră în zonă și trafic greu. Aveți trafic greu? Da, suntem norocoși că Consiliul Județean a reușit și am prins pe drumul județean din Comuna Fărcășești, care transmitează Comuna Fărcășești, drumul județean 674, pe PNDL, deja s-au bucat de lucrări, constructorul lucrează și este un lucru foarte bun, că eu sper că anul ăsta, 2019-2020, Comuna Fărcășești și satul și drumul județean să fie reabilitat. E un lucru bun, deoarece pe acest drum județean sunt prinse și inclusiv șanțurile, podețele, intrările la gospodării. Deci e un lucru foarte bun și sperăm să reușim să și drumul nostru să din comuna Fărcășești județean să fie bun. Deci încet, încet problemele se rezolvă, dar una care a rămas nerezolvată și o știu de ani de zile, de zeci de ani, este cea pe care ați atins-o la un moment dat, cariera care a mușcat practic din Roșia, mă refer, care Roșia Jiu, parcă îi zice, nu? Da, da. Care a mușcat efectiv din comuna dumneavoastră și a rupt chiar acest drum județean, iar în momentul ăsta satul Rogojel și Roșia Jiu sunt separate de practic de restul comunei, acel drum care era practic prin spatele termocentrale și ajungea la dumneavoastră în comună, a fost excavat și acum, din fericire, s-a făcut drumul prin carieră pe la Roșia, dar totuși e un ocol destul de mare. De la dumneavoastră, de exemplu, cine vrea să vină de la primărie, de la... E adevărat, noi calculam atunci, acum îmi amintesc, calculam că trebuia normal omul să iese pe european. Acum măcar merge pe lângă Rovinarii, pe lângă cariera, totuși destul de mare distanța. Da, este, drumul e nou. Da, este bun. Distanță, dar acum. Asta este, cetățenii s-au obișnuit. Câți kilometri sunt de acolo până la primărie? Sunt în jur de 7-8 kilometri, din Roșia Rogojelu până la primărie la Fărcășești. Pe nou drum. Da, dar pe european cred că erau vreo 20. Da, erau 20, dar undeva la 10 kilometri, 15 kilometri erau. Da, 15 kilometri? Da, este ceva. Acum drumul din Roșia Rogojelu, v-am zis, e drum comunal, este al nostru, porțiunea asta, de aceea, exact cum am și vorbit, anul ăsta reușim 4 km să-l bituminăm. Iar drumul județean, sperăm ca până în 2020 să fie finalizat și vorbim în comuna Fărcășești. Restul, după câte am înțeles, începe din mai multe zone și la noi din comună deja se lucrează.
Deci se lucrează deja. Dumneavoastră sunteți vecini la nord cu Urdariu? La sud cu Urdariu, la da. Sud cu Urdariu. Iar la nord venim încă spre Călnic. Da, da. Venim până la Călnic. Până la Călnic. Da. Într-adevăr. Planuri pe termen scurt, pe 2019 și pe termen lung, știu eu, proiecte multianuale. Mai avem câteva minute și aș vrea să discutăm și despre asta scurt. Da, deci exact cum am și vorbit, sperăm să obținem canalizarea, o să depunem proiect și o solicitare și pentru gaze, după câte am înțeles că se aprobă și gazele, o să depunem solicitare și pentru gaze în comuna Fărgășești. Proiecte depunem, exact ce am și vorbit, noi avem bani în bugetul local și o să încercăm și cu cofinanțare și să facem, să depunem și din, vă dați seama că orice bani de pe fonduri europene sau pe orice fond și guvernamental e bine venit în comuna Fărgășești. Și pentru că toți suntem o televiziune cu preponderență culturală și folclorică, muzicală în special, să vorbim și despre activitatea culturală, pentru că aveți evenimente, aveți obiective turistice, dar aveți și un și viață sportivă, după câte știu, și de asemenea un grup folcloric care totuși, deși e bine activează puternic, dar nu l-am prevăzut prin județ așa sau nu avem cunoștință. Da, avem copii talentați în comuna Fărgășești, avem pe domnul profesor Burland care se și ocupă de copiii din comuna Fărgășești, noi îl susținem, chiar săptămânal dumnealui vine și face pregătire la Căminul Cultural, avem și echipa de fotbal în comuna Fărgășești și avem și activitățile sportive, chiar ne place și susținem și sportul și copiii care îi avem la de cântă. Ce evenimente culturale aveți până la sfârșitul anului? Da, avem pe data de 9 septembrie, avem în satul Fărgășești, avem zilele comune, da, pe 9 septembrie. 9 septembrie. Și de sărbătorile de iarnă, mai aveți ceva pregătit pentru copii? Da, noi în fiecare an luăm de Moș Nicolae, luăm de sărbătorile de Crăciun, avem prevăzut în bugetul local pentru sărbătorile de iarnă pentru copii. Toți copiii din comuna Fărgășești vor primesc cadouri. Foarte bine. Ce să vă zic? Aș mai avea o ultimă întrebare, dacă pentru copiii meritoși, știu că, de exemplu, la Negomir sunt premiați copiii care au rezultate deosebite la învățătura noastră, s-a constituit da, un astfel de buget? Da, există? Da, și noi în fiecare an, de cu ocazia Comunii Fărgășești, premiem copiii care participă la olimpiade și chiar au rezultate bune la învățătură. Deci în fiecare an și noi premiem acești copii. Foarte bine. Păi, domnule primar, ce să zic, suntem la finalul emisiunii, vă urez succes, pentru că se vede treaba că, deși aveți un buget mare, totuși există lucrări multe care trebuie făcute și fonduri care trebuie accesate, care pot fi accesate și iată că ați început să o faceți sau ați venit hotărât să o faceți. Mult succes vă urez și mai trecem prin comună să vedem dacă vă țineți de ceea ce ziceți că veți face. Da, mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic, sunt Aura Stoienescu, domnul Constantin Drăgoiescu, primarul comunei Gorjene Fărgășești, a fost invitatul meu în această seară. Vă spun la revedere!